O să vă spun că n-am făcut. Presupun că ați făcut și deja, nu? Nu, n-am făcut, dar vreau să văd cum evoluează emisiunea. Nu am făcut niciun fel de... Aveți pe cineva? Aveți un concurent în piață sau cineva din București? Din meu, București. Nu, nu cred. Cred că e la nivelul județean. De aici, de la noi, la ce sărăcie? Poate să e la nivel central, nu știu. E sărăcie mare aici, nu? Aia așa. Bun, dar trecem la partea cealaltă, da? Bun, ok, întrebați-mă. Deci este clar că este... Și de ce domnul aia... Nu, dar vreți să faceți și un rezumat, poate nu toată lumea să uite la OTV. De ce ați fost acuzat? Pe scurt. S-ar vrea să pierd de acuzații noi, dacă nu și-ar rețin toate. De a face dubioase cu statul. Aveți explicații de ce acum, pe martie? Nu, nu știu de ce acum. Nu e campanie, doar nu sunt campanie. N-ați dat felicitări de mărțișori? Rău, Martin? La OTV? Da, poate vreo doamnă nemulțumită. Uitați-vă de politica TV. Dar sunteți cercetat de bine, a? Deci există un dosar penal, o plângere penală făcută de un cetățean. În campania... Da, nu vreau doar un moment, că nu... În campania de locale. Și dosarul este în alta curte de casație. Pentru că numai în alta curte de casație sau pachetul de penal de curte de casație este abilitat să ancheteze parlamentară. Deci, acuzația principală de a face dubioase cu statul, eu nu am a face cu statul. Vă spun clar și cine poate să-mi demonstreze altceva. Singurul lucru care mă apropie de stat este un contract de închiriere pentru un spațiu. Într-un spațiu, într-o unitate care este falimentară, care este... Și spațiul pe care eu l-am încheiat acolo este probabil o zecime din tot spațiul. Acuzat că am datorii la buget și domnul Alupei nu știa ce vorbește. S-a uitat pe site-ul Ministerului Finanțelor și a fost acolo datorie la Procera Biofuels. Deci să fim foarte clar, eu dețin două firme, Procera Biofuels și Sinchem, în care staționar. Procera Biofuels avea datorie la 2748 de milioane de euro. Și la modul sincer, nici eu când am intrat în direct al altă ieri, am auzit discuția, mă și miram. Deci Procera Biofuels este fabrica de biodiesel și care la sfârșitul anului 2007 abia a început să-mi investiția. Și fabrica este funcțională din octombrie 2008, de când am antrepozitul fiscal. Deci nu era operațional la momentul ăla. Să am datorii de 48 de milioane de RON la buget. Este o absurditate. Sau 46 de milioane de euro. 4 milioane de euro. Nu, nu, sunt 15 milioane de euro la cursul atunci. 46 de milioane. Da. Însă, m-am dus și m-am uitat și eu. Și m-am dus și am decalculat datoriile și toate cele. Deci, dumnealui prezintă lucrurile total trunchiat cum îi convine la o comandă. Datoria este de 400 de milioane de euro. E datoria firmei, privată. Și 90% este contractul de leasing pentru fabrică. Investiția în fabrică. Este un contract de leasing financiar. Deci nu e datorie la bugetul de stat. Nu, vă spun. Deci este un contract de leasing financiar pe care îl semnez, îl înregistrez în contabilitate ca datorie. În măsură ce plătești ratele la leasing, datoria privată scade. Datoria la 31 decembrie 2007 a firmei Procera Biofuels era de 30.000 de lei datorii, deci 300 milioane. Datorii care nu erau exigibile. Erau datorii care apar la momentul depunerii balanței la 25 decembrie, deci impozite la salarii și TVA, și care au fost plătite până în 25 ianuarie. Dar normal, când închizi bilanțul la 31 decembrie, la partea plătite. Dar nu erau exigibile la momentul acela. Da. Deci, alea erau datoriile reale. Dumneavoastră trebuie să lucrurile așa cum îi convine. A fost și ieri la Fundulea, iarăși a venit peste mine acasă, pe Fundulea, caută oameni care pot face declarații negative sau care știu ceva despre mine, ce am mâncat. Cred că o fi multe.